Deci de acum să începe ședința. Mai așteptăm? Nu mai așteptăm. Convocator. Având în vedere dispoziția primară Comunei Chitien Petre Dobuș, consilierii locali al Comunei Chitien, județul Iași, sunt convocați în ședință extraordinară pentru marți 26 iulie 2022, ora 10, la sediul primăriei, unde se va dispune următoare ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în data de 20 iulie 2022, ca urmare a ședinței extraordinare a Consiliului Local Rectin Județul Iași. Proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Rectin Județul Iași pentru luna iulie 2022. Punctul 3. Proiectul hotărâre privind rectificarea obiectivelor de investiții iarul 2022 al Comunei Rectin Județul Iași. Punctul 4. Divers. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal. Dacă să scrie cineva la cuvânt. Da, vă rog, cum, dacă puteți să citiți așa că procesul verbal, cum vă dată zi, nu trebuie să știi nici nimic la mine. Da, nu las citiți, să înțeleg, nu? Mai exact ce vă interesează din mine? Da, proiectul 1, sau cât să vă rog. Aprobarea proiectului. Păi da. Dai, de treabă. Da. Procesul verbal. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Domnul Adam Macea, președinte, așa, prezintă proiectul de hotărâre. Domnul consilier Marton Fieronin precizează că acest proiect nu are aviz favorabil din partea Comisiei Economice. Președinte de ședință supune la proiectul de hotărâre. În formă prezentată, 5 voturi pentru, 6 abțineri, niciun vot împotrivă. Proiectul este respins. Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind rectificarea obiectivelor de investiții pe anul 2022 a Comunei Rechiteni. Domnul consilier Marton Ieronim menționează că și acest proiect nu are aviz favorabil din partea Comisiei Economice și nu este de acord cu includerea achiziționării unui autoturism pe lista de investiții. Se solicită votul consilierului local, cred că este respins cu 5 voturi. 2 abțineri, 4 împotrivă. Punctul 4. Procedură. La diverse. Punctul 6. Diverse la aici. Secretarul general informează că au fost scoase la concurs 3 posturi de funcționar public, obținându-se aviz de la ANFP, din păcate, datorită condițiilor de vechime impuse, nicio persoană nu a depus dosar pentru concurs. De asemenea, se aduce la cunoștință consilierului local prevederile dispoziției numărul 71 privind rectificarea bugetară a ferințelor lunii 2022 de dată de 16 iunie anul curent. Cu această ocazie se comunică doamnelor și domnilor consilieri local faptul că noul site poate fi accesat, iar pe aceasta se găsesc publicate dispoziții hotărârii, procese verbale de ședință după adoptarea lor, dar și alte informații utile. Cam atât. Mai este aici, secretarul? Divers. Aici? Nu, aici. Aia e 4. Asta e. Da, 4 din 4. Așa, domnul consilier Mihai Iacob, din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Rechitin, precizează că suprafața de teren pentru care consilierii PSD au refuzat să voteze a fost prinsă în domeniul public al Comunei Butea Iași. Fiind responsabil cu coordonarea recenzierilor la gestământ populației, domnul Mihai Iacu prezintă o scurtă analiză a situației constatate și a modului de îndeplinire a procesului de recenzare. Domnul viceprimar Prăsar Ștefan prezintă referatul privind necesitatea achiziționării unui autoturism și a consumului de combustibil. Domnul consilier Marton Căieronim întreabă câți bani s-au cheltuit pentru bulciul organizat la Rechitin, precum și ce bani au fost alocați pentru cei din satul Izvoare. De asemenea, solicită să fie udat parcul de la Rechitin, deoarece se usucă toate plantele. Domnul primar Petre Dobuș precizează că referitor la sumele alocate pentru organizarea hramurilor la Rechitin și Izvoare, nu are acum o sumă exactă. Iar cu privire la plantele din parc, acestea sunt udate, dar trebuie ținut cont și de condițiile atmosferice. Atât. Da. Domnul președinte, vă rog.
Dar după cum se vede în procesul verbal numit pe un secretar general, nimic e cu televizorul în față. Deci la ordinea de zi am avut o obiecție în cazul așa, dar am specificat la ce? La ordinea de zi. Prima obiecție. Nu s-a specificat nimic. Adică, referitor la ce? Ca și trebuit, da. Să ne așteptam să fie pe ordinea de zi și un proiect de hotărâre. Da. Privind majorarea coeficientului salarizare am a salariatului comun. Am explicat treaba asta. Dar ați explicat că am notat și în procesul verbal, că așa a fost corect. Eu o să notez în procesul verbal, că asta vreți să fie ca și amendament. Nu am. Cu asta o să scriu. Cât vreți discutați proiecte pe care nu le-ați fundamentat. La da? Nu, da. Am avut o obiecție, trebuie anunțat de ordine. Da, nu, dar nu avem proiectul să dă. Domnul consilier, v-am explicat din 2 ani. Eu toate, s-au făcut multe alte obiecțiuni care nu se scrie tot, să mai stabilizați asta cum se scrie. Dacă ar fi ceva important, domnul primar, scrie tot ce dorești dosar. Dar și vă cuci dumneavoastră, tot planul super tot primar. Domnul primar, nici mă sunt nici procese verbale. Nu l-am citit tot ce spunea. Atunci, stupați dumneavoastră ca să sunt teriați pe domnul primar. Păi cum să mă pierde dacă eu nu l-am citit? De asta faci, ca să vă pierde. Păi cum dacă eu nu l-am citit, nu știu, mă interesează. Că dacă era să mă pierde, îl citeam și îi spuneam, domnule, unde nu-mi place ce ai scris aici? Ia, deci la punctul 2. Domnul primar, nici măcar nu-mi menționat în procesul verbal acum la final. 1, 2 la mână. Pe bază de logică, dacă nu cunoaștem noi, ce a vorbit mai fioane? Când un proiect de hotărâri nu are nu ați făcut obiecții la ordine de zi, ați făcut obiecții la proces verbal. La nu la ordine de zi. Nu puteți face obiecții la ordine de zi pentru că nu ați venit niciun proiect. Dumneavoastră, ca consilier, poate așa să fie un proiect de partea domnului primar, cu majorarea salarială. Asta am zis. Să vă ați făcut cu energie. Hai, nu mai înțeleg un coleg. Atât am zis. Sincer, eu la fiecare ședință mă aștept să fiți mai deștept decât la ședința trecută. Nici o problemă. Vini să-mi deștept. Vizite, Dar, apropo, aș vrea să specificați mai des și luările mele de cuvânt. Da. Uite, la ședința trecută vorbiți și domnul consilier Doboș Frances, nu-i menționat. La buget, la punctul 2, la buget. Domnul Martor, da. Supune la vreo procesul verbal, domnul Adam, vorbiți procesul verbal, ședința precedentă. Da. Și eu am obiecții la procesul verbal. Dar de ce trebuie să zic acolo? De ce trebuie să mă întreb? Atunci când ai argumente, folosești violență. Ridicăm tot. Dăm primul și țipăm. Deci vorbim procesul verbal. M-am scris la cuvânt că l-am propus. Ok. Da? La proiectul... Dar cu modificarea. Nu tu se poate pune, dar... Păi, pune modificarea, dar știți ce vreau să spun? Da, nu spun. Continuați, nu? La punctul 2, da? La aprobarea bugetului. Da. S-a discutat foarte mult că nu-i trebuie mașină nouă, că aveam o mașină. Și nu trebuie mașină pentru a aduce marfă la magazinul domnului primar, de rechitere cu mașina nouă. Nu s-o menționat eu. Menționați, domnule, acolo, dacă s-a spus, menționați procesul verbal. La punctul divers. Eu am solicitat câți bani au cheltuit la rechitere și dacă s-au contractat artiști pentru băncii la izvoare. Domnul primar mi-a răspuns că trebuie să facă adrese scrise. Nici de cum ce scrie acolo, v-a zis că nu știe momentan. Deci nu scrieți adevărul. Ba, nu vă zis că nu știu. Nu mai comentat domnul secretar. Lasă să spună, notează și atât. Păi eu nu termin. Păi, notați ceea ce a spus domnul secretar, nu ceea ce vă place mai să scrieți. Și a răspuns acolo că domnul viceprimar o prezenta un șerefra. Ce refra ați prezentat domnul viceprimar? Ce ne-ați apreciere? Mașina, că am să... Dar lăsați domnul să vorbească domnul viceprimar. De ce? Domnul vice, aveți ceva de comentat? Aveți șapte. Deci referatul este depus cu la dosar acolo. Da. Am zis ceva... Nu s-a știut un referat. Referatul s-a de ședință. Nu, 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 nu. La dosar ședință... Domnul Adam, ați văzut referatul domnului vice? Eu am spus eu cu o întrebare aici. Mai e ceva de spus? Nu. Bun. Punem la... Nu, domnule, dar trebuie să-l întreb. Poate om vrea să spune ceva, nu? Dar dacă suntem pus la vot, trecem la vot. Cine este pentru aprobarea?
Cum îl ziceam eu. Supuneți la vot, că așa tot timpul intervin piste. Supun la vot. Sunteți de acord cu amendamentele? Să ridicați, da sau nu? Ca să știu. Și pe aceea proces verbal. Că nu votăm proces verbal și zice domnul Ionim așa cu amendamente ca să o exact. Și scrii ce vrea eu cu cineva. Și nu vă aduc ceva ce a făcut cu cineva. Fac imediat. Păi păstrați înregistrarea. Păi e înregistrat pe YouTube. Păi tu, mă, fac imediat. Dar trebuie să fie și un proces verbal, că aia la iată, la construcțean, la prefectură, nu se uită pe YouTube. Ei se uită proces verbal care trimiteți. Nu sunt niciodată Consiliul la prefectură, nu se uită proces verbal, niciodată. Păi, dacă eu vreau să fac o contestație, dar nu se uită să uită pe YouTube, nu? Păi și spun să uită pe verbal. Ar fi prima, așa că... Domnule, nu-i pentru prima oară când se întreabă aprobarea procesului verbal cu mențiunea care a spus domnul Marcoanță. Așa a fost de când lumea și pe multe știu eu. Aceeași întrebă răpun și eu. Cine este pentru cu amendamentele? Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Trei amendamente. Trei voturi. Cine împotrivă? Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Domnul consilier PNL. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu energie. Dacă se înscrie cineva cu domnul aici. Da, eu aș fi de acord să cumpere mașină pentru primărie și mașina care este actuală, că nu se poate deplasa drumul lung, să rămână viciului. Mijloc de transport pentru o comunitate. Da. Eu asta aș fi de acord. Spune, domnule. Eu întrebat domnul primar, dar ce mașină vă răspunde? Eu vreau una electrică, dumneavoastră nu știu cum vreți, ca să facă și să stați de parcare la noi. Sunteți primar, nu întrebat. Nu, eu v-am răspuns eu, că n-am specificat ce mașină are. Da. Dar și noi, e cu lumea. Da, mulțumesc. Spuneți, întrebare mare. Ce spune ce mașină vă răspunde? Conform legii. Conform legii. Deci absolut. Totul este secret. Nu, domnule, conform legii. Nu, nu avem voie să fie. Deci ați implică niște... Îți implică niște limite. În primul rând nu poți să iei altă mașină decât... Nu poți să faci ce vrei. Nu poți să faci ce vrei. Nu poți să iei așa. Sunt niciun fel de tot. Și vreau să spun. Da. Deci conform legii, achizițiile publice se fac doar altă mașină autohtonă. Că-i Duster. Că e o mașină electrică, vă spun că nu sunt de acord. Domnul Simon Licean, dar ei, dumneavoastră, știu că și eu am achiziționat o mașină prin mandatul lor, dar ei doar acum cumva să fim și noi așa. Dar nu cred că... Dar cumva un avans pentru achiziționarea mașinii? Nici nu știm dacă o să luăm anul ăsta. Dar nu știu, dar e să-ți plătești și după aia să vină să spun la vot. Asta o faci tu când mergi la curbi, dar nu aici. Domnule consilier, domnilor consilieri, dacă îmi dați voi, conform legii, este așa, nu se poate cumpăra o mașină decât o mașină care sunt fabricate în România, în altă țară. Poți cumpăra foarte, de exemplu, ca idei. Deci, mașină fabricată în țară. Valoarea maximă a mașinii cu tot ce este cu TVA, cu tot, până în 25.000 de euro, indiferent dacă le-ai până în cash, 23. 23. Indiferent dacă le-ai cash, în leasing sau altceva. Dar nu mai întind de ședința secretară. Din partea cealaltă, la ora actuală, nu s-a achiziționat absolut nimic. E trecut acolo un ideea în care, dacă facem stații electrice sau facem altceva, se oferă oportunitatea. Adică deocamdată e ca și consilierul personal primar. Dacă există posibilitatea să achiziționăm în cadrul unui program, sau vedem cum facem, atunci o să depunem că avem lista de investiții. Mi s-a spus, domnule, bine să fie acolo. De asta l-am făcut, efectiv, să fie acolo. Nu, dar nimeni nu cumpără, nimeni nu se vede. Nu contau, e 3, 4, 5. Nu. Eu, sincer, nu îndoiesc că o să fie anul ăsta, la cum se fac mașini, dar mă rog. Da. Mai sunt întrebări? Nu te menținez în proces verbal. Mai sunt întrebări? Pun eu la vot proiectul. Cine este pentru? 6. Împotrivă? Abține? 3. Trecem la punctul 3. Proiectul de hotărâre privind rectificarea obiectivelor de investiții. Dacă se înscrie cineva la cuvânt aici.
la ce obiectiv de investiție. Da, aici tot eu, când mi-am adus aminte acum, față de ceea ce ai prezentat, aș sugera, chiar ar trebui aia să luăm o mașină second cu un acel pentru becuri. Că stăm cu becuri, nimeni nu-ți vine să schimbe, îi spui tu că ai două becuri. Sau îți vine, dar niște costuri exorbitante să iau. Și să luăm una secă, ceva, știu eu, pe la 2-3.000 de euro dacă găsim ceva. Și să important e să ridici în acela, să poți schimba un bec. Că astea nu se pot schimba cu scara simplă. Trebuie în acela obligatoriu. Și asta, dacă sunteți de acord, să schimb, să băgăm și asta față de ce este lista de investiții ce o cunoașteți, să suplimentăm cu mașina asta. N-am, m-am interesat, nu m-am uitat nicăieri, dar trebuie să poți să dau cum e second. Trebuie o sumă mașina. Adică nu pot face. 2.000-3.000. Pune până 5.000 de euro. 5.000 de euro. Oricum, degeaba de prin mașina, să faci tot, cumpăra și să vedeți cum vreți. Deci au fost pus indicatoare cele pe drumul ăla de exploatație din 2 ani, nu sunt bani, nu sunt bani. Domnul Marton, că mă bucur că observ că prostia doare uneori. Înainte aveam o problemă, că ziceam că nu doare, dar nu sunt. Observ că doare, nu? Văd, observ că doare. Mm-hmm. Și mă bucur lucrul ăsta. Da, vis-a-vis de proiectul ăsta, mai înscrie cineva acum? Dar până, până la vot proiectul, cine este pentru aprobarea proiectului? Cu modificare, da. Da, inclusiv. Cu modificare. Cine este pentru? 6. Împotrivă? Abțineri? 3. Două, dumneavoastră să ridicăm, dar nici la ceva. Nu, nu, el nu mă rog. Dar nu mă rog, două trebuie, eu nu pot să fac două trebuie. De exemplu, eu nu pot să fac două trebuie în același timp. După ședință, m-am apădat și domnul primar, că m-am spus că nu a trecut proiectul cu... Proiectul 3, a spus că nu a trecut, ăsta cu cei trei mobili. Da, eu așa ziceam că m-a trecut în ședința anterioară. Și i-am explicat cu tine limbii numărul pe ședință. E ok, da. Verific și eu, dar da. O trec cu proiectul ăla. 6 voturi. Cu votat în ea. Avea acei trei imobili. Au trecut. Da, 6. Nu vrea să fie 7? Nu, era 6 nevoie. Jumatea se iau. Ia vreau dacă. Bun, cum am eu. E vorba de codul administrativ. Aia ce spune de câteva ani de zile că mai trebuie citit. E exact ceea ce spuneam că prostia, prostia doare uneori. Da, da. Dar nu, asta era la noi. Băi, dar ce vreau să vorbesc? La, este ceva? Da, ce e? Nu mai este nimic. La diverse să-mi scrie cineva? Da, eu am întrebat ce lucrez să facă în cimitere. Nu mă întrebați de vartă, nu știu, sunt pe loc. Instalăm un robinet, o cișmea pentru apă. O cișmea? Da. Cu de apă de aici, de la primărie, nu poate? Da, primar, că dacă se face pe asta de biciclete pe marginea aia, nu se poate pune niște băncuți așa din loc în loc? 100-100 de metri cu doi bărbați. Da. Astea discutăm după, exact ca și că... Nu, să le prindem undeva, pentru că sunt, de exemplu, e multă populație care merge la farmacie. Da, și sunt mulți bolnavi. Și s-ar așeza omul undeva și nu are unde. Da, dom'le, dar bănci oricum da, o să vină inclusiv și după ce o să se toarne asfalt și poșul de gunoi, o să fie... Dar asta vedem funcție de după aia unde pui și cât ei. Nu poți să... Eu am zis acum să le urmează cu proiectul, adică... Nu se prinde proiectul ăsta, nu ai voie. Nu? Nu, asta va fi din bugetul propriu. Da, eu vreau să trebuie după părere, dacă mai aflat pe socol, câți bani se contigă la rețin la bănci. Am verificat ce s-a înregistrat la registratură și n-am văzut nicio solicitare. Ați făcut vreo solicitare și nu s-a înregistrat? Da, doar să citi. Sau nu știți să scrieți? Dar nu te-am spus pe care nu am auzit că trebuie să scriu. Ce să scriu la da, să scrii la prefectură, la procuratură, asta știu că pricepeți spor în continuare. Am și eu ceva de acolo. Deci nu știu ce acum, dar ce aveți de ascuns, nu? De ce aveți de ascuns, nu te spuneți sumii care s-au fost... Nu este nimic, absolut nu este de ascuns. Păi cum este de este modul de abordare al problemei. Simplu. Puteam întreba, nu trebuie să știi și populația când o cheltuiți fără strat? Populația știe, pentru că m-a întrebat și știe. A, că nu știi. Tu, păi tu n-ai cum să știi că tu locuiești la Roma. Dar cine știe, domnule, de ei? Tu locuiești la Roma. De ei, de Consiliul ăsta, cine știe? Ăștia știu toți. Eu sunt toți care au întrebat, toți care au venit și au întrebat, știu. Păi și m-am întrebat și eu. Nu, tu ai, ți-am spus să faci cerere scrisă. Că ești în Consiliu, da? E for legislativ al comunității. Îți acolo. Face cerere scrisă. Fac o cerere scrisă. Ați solicitat de acum așa, mai ales când e cu jet speed, doamna contabilă aici.
o plătim degeaba. Asta e părerea ta că o plătești degeaba. Vă să-l plătiți pe bursuc acum, câți bani ai venit? L-am plătit pe bursuc degeaba. Păi și pe bursuc. L-ați plătit. Și aia trebuie reclărați. Da, mulțumesc. Da, dar nu o să... Nu la presiune, nu o dau pe mine rând. Nu, dar nu la presiune, dar sunt... Vă rog. Da, vă rog frumos. Vreau să revin asupra centrului medical și să revenim asupra chiriei care vrem să o luăm, că oamenii tot întreabă, bătrâni în special, de ce nu reușim să dăm gratis? Deci nu se poate. Încă nu? 5 ani cu... Știi cum vreau să ai? 5 ani cât de investiții, sumele rămâne același. După aceea cât trebuie modificat, pentru care... Ce sumă este mai exact? Dom'le, suma oricum e foarte mică, dar nu-ți vine nimeni pentru că... Păi tocmai știi de margine de județ, știi? Nu, a fost interesant că chiar o stomatolog m-a întrebat și am zis că este o chirie care se cere aici. Deci programul nu e neapărat pe chirie, cât utilitățile poate mai. Dacă vine unul singur sau doi să ia spațiu... De exemplu, cineva a venit cu propunerea să plătim un an de zile utilitățile, să-i atragem și după ce ei să... De la Iași nu putem investi în așa. Păcate. De la Iași ori dintr-o aici. Bătrânii au zis, dom'le, dar să plătim cum plătim alte lucruri, să-i plătim... Nu se poate! Știu, dar eu am zis să întreb ca să... O să vadă pe ședință că am întrebat. De la Iași ori dintr-o clinic, din patronii clinici, trei medici, care lucrează la clinic, nu sunt responsabili clinici, ar fi vrut să ia tot spațiul din jos. Au venit, au văzut anul trecut... Toamnă. În sfârșit, toamnă. Da. Și când au văzut cum arată clădirea și utilitățile și nu se poate compartimenta, că ar fi vrut să punem într-un fel un tavan fals, știi, nu știu ce care știu clădirea. Să punem un tavan fals, să acoperim holul respectiv, astfel încât să păstreze căldura acolo. Și am zis că n-am voie să fac niciun fel de investiții în următorii 5 ani. Am fost cu fonduri, te răspund. Și când am văzut cam cât este geamă cele mari care absorb și transpiră foarte mult, au refuzat. Le spun, voi votăm peste 5 ani. A fost un medic stomatolog care lucrează cel de la Iugan, cei care vrea și la medicie și a spus să vină două zile pe săptămână. Este doamna doctor de la Atjudeni care a fi vrut să vină și ea. Mai sunt medici specialiști, am vorbit și eu cu soția la un moment dat și veneau medici importanți, doamna, o asta cum o cheamă, care vorbi soțul Ovidiu Bojescu. Mă rog, la intern e foarte bun și ea se vrut. Ne-am explicat că trebuie făcut un efort, astfel încât din banii puțini care încasez sau restul, sau din banii de la casă, să acoperi utilitățile și urmând să suportăm noi spații și restul, tot mai face pasul înapoi. Așteptăm peste 5 ani de zile, vedem atunci acum. Problema este că noi avem și un proiect imobilier acolo, acolo și mobilier, e trimis la primărie, transferat în forma asta, ca să mai ajutăm cele 6 campanii care s-au făcut acolo medicale. Am dus mesii, am dus scaune, am dus un frigider. Dar nu putem lăsa mobilierul în momentul în care vine un particular care oricum banca s-a luat. Deci sunt niște praguri pe care și noi nu îi putem face. Vă dați seama că nimeni nu își dorește acum mobilul la închis și ne-am dat să-l concesionăm. Telefonul gratuit sau în restul. Să vorbim cu domnul doctor Lupă, vă vorbim domnul primar, încerca să mute într-un fel ca să investim acolo altceva. Vă zis clar, nu, eu nu plec de aici. Ne-am lui spune că nu vreți să lăsați să funcționeze în spațiu nou. Da, în spațiu nou, mă. El în spațiu... Și am pus condiții de un an de zile n-am semnat contractul cu dispensarul vechi. Și eu zic că nu, el în ăla nu vine. Semnăm, nu, el nu vine. Nu mai vine nici acolo și gata. El în spațiu nou cu aceleași condiții ca dincolo, ca să nu plătească. Nu poți trimis pe nimeni acolo, legea e lege. Deci campaniile am făcut pentru că au fost la nivel de toată masa populației și pentru că era pentru toată comunitatea. Nu câștiga cineva financiar. Când vine medic acolo care oricum va câștiga, că nu vine, nu consumi nimeni benzina ca să nu și-o scoate. Atunci nu poți să-i dai, da, mă, iau tu gratuit și păzești. Sunt niște condiții pe care trebuie să le acceptăm în forma asta. Bine că avem clădire deocamdată, dar asta nu ne ia nimeni. Avem neacceptat, anul ăsta-s 3 ani, nu? Da, dar în timp de el se deteriorează. Trebuie iarăși o gradită, trebuie iarăși... Eu am fost în ea, acum, 2 săptămâni, când am luat analiză iar. Clădirea arată foarte bine. Singura problemă e exterior. Și acolo e obligația noastră. În exteriorul vorbesc la unii acala de acces. Da. Mai sunt întrebări la diverse? Deci la ședință închisă.